oricel. Nititel cât un cercel, stăpinit un șoricel, stăpinit un șoricel. Au fost odată culori ce sfurau ochii, petale ce-ți mângâiau obrajii, colțuri sălbatice respirau libertate, ape ce-ți purtau gândurile departe și poate vor mai fi, pentru că voi, copii, iubiți natura. Mediul este poluat, dar omul oare este curat? Spunea un aforism de Mihail Cuzmin. Asociația non-guvernamentală Leisure and Chinese, care are ca scop promovarea turismului rural și protecția mediului, anunță. Sâmbătă 25 iulie, la ora 8:30, începe acțiunea de voluntariat Curățarea satului Zărnești. Reporterul Radio Pro Diaspora nu putea lipsi la un așa eveniment, mai ales că motorul acțiunii este venit din diaspora română. Suntem de la Radio Pro Diaspora, un radio pentru românii de pretutindeni. La dumneavoastră, aici în comună, dacă ați observat, are loc o acțiune frumoasă realizată de niște copii de igienizare, ecologizare a acestei voi. Dar ce părere aveți de astfel de acțiuni? Păi dacă este voluntare, e o acțiune foarte frumoasă și foarte binevenită, pot să spun. Ce credeți că ar trebui făcut și de către localnici, pentru a păstra localnici în primul rând? Dacă se duc la un magazin, eu stau puțin mai jos. Bă, dă-te cu noi, omul are coș de gunoi. Ce ai consumat, bagă acolo un coș, nu lăsa de colo-colo. Că vine și se duce pe șanțul ăsta, de-aia l-a făcut primăria șanțul, și se duce și pe gârlă, se duce și peste tot. De-aia avem toate nenorocirile care sunt la noi în țară. Deci este vorba și de educație, educația, nu? Da, dar nu copii până la urmă, da. Că sunt și oameni mari care am văzut, care fac treburile astea, a lua și aruncă colo jos. Nu-i frumos, mă, tatu? Mai ales când e vorba de peturi, doze de aluminiu care nu orice, se orice, distrug. Orice, orice, dar nu e bine. Nu se distrug, nu. Ani și ani. Corect. De... Nu, ai luat, ai consumat, avem coș de gunoi, e păcat să facem. Da. E pentru noi. Deci nu, băi, gata, lasă că de lămbrăza, mă, suru. E pentru mine, eu sunt aici. Așa, aveți dreptate. Vă mulțumesc. Cu cine am... Lalu Florian. Suntem în curtea unor cetățeni, peste drum de magazin din comună, unde are loc o acțiune frumoasă a unor copii minunați. Ați observat ce fac copiii? Da, adună resturile care le aruncă lumea pe drum, uite, pahare, sticle... Pungi de biscuiți, de Eugenia, de toate gunoile care sunt pe șanțuri.
Le adună. Acum, întâmplător, suntem în fața magazinului. Dar acești copii, să știți, au luat toată valea la adunat. La adunat, da. Idei. Foarte frumos din partea dumneavoastră că faceți acțiuni de astea. Sunt niște copii minunați care, voluntar. Voluntar, foarte bine. V-ați gândit foarte bine. În timpul lor liber. Ia uitați cât de bun noi s-a adunat acolo. Pentru igienizarea acestei lucruri. Cum? Sunteți în fața magazinului, la o cafea, cu târguiel. În fața dumneavoastră se desfășoară o activitate frumoasă. Ați sesizat despre ce este vorba? Ziceți! Pentru fete. Ce fac acești copii? Uite, adună toate sticlăraiele, pahare, cutare, ce mutare în fața publicului aici. Da, sunt niște copii minunați, care voluntar realizează așa numita igienizare. Bine, șefu. Cine crezi, tata, că realizează această, hai să spunem, mizerie? Știu. Este lume. Copii. Copiii fac mizeria pe stradă? Nu, lume. Lume. Așa, lumea, domnule. Și ce ar trebui să facă lumea ca să arate această zonă curată și fără așa ar trebui, mizeria? Așa ar trebui. Adică, așa, ce anume ar trebui așa? Să facă curățenie ei, singur. Deci să nu arunce... Da, nu? La cutii, da, la cutii. O întrebare. Aveți o cafea în pahar de plastic. După ce o terminați, ce faceți? Pui acolo în cutii. Care cutii? În tuberonile alea. Să-ți oprei puțin? Așa. Bună ziua. Bună ziua. Suntem de la Radio Pro Diaspora. La dumneavoastră, dacă ați văzut pe vale, există o acțiune frumoasă realizată de niște copii. De igienizare am văzut. Ce părere aveți despre această acțiune? Azi e weekend și nu trebuia. În weekend nu trebuie nimeni să facă curățenie. Nici la nemți, nici pe nicăieri nu se face curățenie. Eu am fost. Da. Deci în weekend e păcat de ei, auzi, nu lăsă distrezi și astăzi. Și atunci înseamnă... Deci în weekend se poate face mizerie, nu? Domnule, asta e o lege. Nu? De ce nu vine ăștia care au ajutoare sociale sâmbătă, duminica, să facă curățenie? Nu ăștia, aduci copiii ăștia, ce pentru ce ai aduci pe ea? Este o treabă, da. Mă rog. Bine, asta este părerea dumneavoastră? Bine, da. Asta e părerea mea. Părerea mea, asta e Alexandru Bucur. Din? Sunteți din Zărnești, da. Bine, domnule. Mai să te-am de vorbă, dar n-a luat nimic. Mă numesc Popescu Aurel, sunt viceprimarul Comunei Zărnești și mă bucur să particip alături de inițiatorii acestui proiect la desfășurarea lui. Suntem la a doua ediție de acest gen, de asemenea încurnată cu succes. Au participat o serie de voluntari după raza Comunei Zărnești, împreună și cu alți copii și părinți din Buzău, și ne bucurăm să sprijinim astfel de proiecte și inițiative care sunt benefice pentru mediu, pentru comunitate, astfel să sensibilizăm lumea să păstreze natura cât mai curată și mai frumoasă. Dar s-o cunoaștem pe inițiatoarea, sufletul și motorul acestui proiect al asociației Leisure in Chinese. Și să aflăm amănuntele cele mai avizate. Bună ziua, mă numesc Ruxandra Gheorghe, sunt doctorandă în economia turismului la East China Normal University în Shanghai. Am primit bursă guvernamentală chineză încă din 2012.
Acum, pentru că mai am doar 2 ani și voi încheia studiile doctorale, m-am gândit să inițiez un proiect în domeniu. Trăind într-un mediu internațional, am putut să învăț multe despre protecția mediului și turismul rural. În China am călătorit probabil chiar mai mult decât în România și am învățat cum chinezii își pun în valoare tot ce ține de turismul rural, ceea ce a dus mult la o creștere rapidă a economiei. Nu numai, deci acum turismul reprezintă peste 4% din PIB-ul Chinei. Mai întâi mi-a venit ideea să organizez o tabără de limba chineză într-un sat. Am zis limba chineză, dacă tot sunt specializată în limba chineză, m-am gândit că pot preda gratuit această limbă și în felul acesta am putea atrage mulți turiști, mai ales străini, să ne viziteze țara și mai ales partea rurală, în zona rurală, pentru că acum străinii nu mai sunt așa atrași de hotelurile de 5 stele, ci sunt atrași tocmai de mulsul vacii și de prășitul viei și de săpat grădina. Chiar acum suntem într-o poiană frumoasă, un peisaj frumos. Din când în când mai adie vântul și sper că nu o să ne strice prea mult sunetul, dar locul este frumos și numai bun de povestit și de discutat despre proiecte. Da, acum am luat o pauză, ne odihnim după o acțiune de voluntariat care a avut loc astăzi. Este vorba de culegerea deșeurilor din comuna Zărnești, județul Buzău. Am cules prin sortare diverse, gunoaie diverse, peturi și doze de aluminiu. Îi mulțumim primăriei din comuna Zărnești că ne-a pus la dispoziție tot ce era necesar, de la saci, mănuși și tractorul care va căra aceste gunoaie, și ne-a oferit și diplome de voluntariat, diplome trilingve în română, engleză și franceză, care pentru copiii care au participat la această acțiune vor fi foarte importante. În România nu prea se ține cont de aceste diplome de voluntariat, în străinătate da. Acolo sunt și școli care la fiecare sfârșit de semestru organizează mici concursuri unde copiii își prezintă toate diplomele de voluntariat pe care le-au adunat de-a lungul unui semestru și directoratul școlii le dă premii în bani. Au venit turiști și din Cipru în vara aceasta la noi în tabăra de chineză și am aflat că acolo se dau 200 de euro fiecărui elev care a participat la cât mai multe acțiuni de voluntariat. Bine, se dau vreo 3 premii. Am înțeles din Limassol, nu? Da, da, din Limassol. Deci cei din Limassol ne-au zis despre așa ceva. Noi aici ne-am gândit la tabără de chineză ca să atragem lumea să vină într-un loc necunoscut, într-o zonă rurală necunoscută, dar care este foarte frumoasă. Și întotdeauna când au ajuns străini pe aici, au rămas impresionați și au zis că e loc de mai vin. Pe lângă această tabără de limba chineză, avem și școală de mountain biking, tot așa cu lecții gratuite. Este numai bine pentru începători, pentru că este zonă de deal și sunt peisaje foarte frumoase. Așadar, puteți veni la Vadul Sorești, comuna Zărnești, județul Buzău, pentru că aici este sediul asociației noastre. Vă voi spune și despre asociația noastră. Aici puteți veni și veți lua lecții gratuite de limba chineză și tot lecții gratuite de mountain biking. Să vă povestesc ceva și despre această asociație. Am zis să facem ceva oficial, să strângem fonduri, pentru că fără fonduri, numai noi singuri, așa, nu știu dacă ne-am descurca prea bine. Trebuie să investim în anumite
lucruri, începând să zicem lucruri, începând cu asfaltarea, repararea unor străzi de acces, unor drumuri de acces la noi în comună, apoi să facem piste de biciclete, să renovăm școala din Vadul Sorești, unde putem face niște, ca un fel de târguri, unde lumea poate să vină să-și prezinte produsele alimentare sau artizanale, tradiționale din România, și să le promovăm publicului, mai ales turiștilor, mai ales străini. Asociația, am numit asociația Leisure and Chinese, deci relaxare și limba chineză. Până la urmă, ce legătură ar avea limba chineză cu adunarea deșeurilor? Ce legătură ar avea colectarea deșeurilor cu cu o asociație care ține de educație, să zicem, de predarea unor limbi străine și de mountain biking. Cu relaxarea. Da, și cu relaxarea. Aici nu învățăm ca la școală într-o atmosferă din aceea sobră, ci la iarbă verde. Cursurile au loc la iarbă verde. Da, să revenim la problema cu la legătura dintre limba chineză și adunarea deșeurilor. Dacă tot am zis că vrem să aducem turiști aici, în primul rând trebuie să curățăm zona. Românii sunt obișnuiți probabil cu ce văd în România, dar străinii nu știu dacă în toate țările sunt obișnuiți cu așa ceva și să nu le facem din prima o impresie proastă. Apoi să ne gândim, ne-am gândit și la faptul că dacă vin mulți turiști, va fi și mai mult gunoi. Așa că am luat dinainte anumite măsuri, deci curățăm zona, apoi ne gândim cum să facem rost de mașini speciale și de containere, cu ajutorul cărora să nu mai fie gunoaiele împrăștiate pe la sate și fi mai bine să le ducem probabil la groapa de gunoi din Buzău. Am sesizat o acțiune frumoasă și de educație a cetățenilor din zonă prin versuri, mici desene cu puțin umor, cu care ați împânzit o zonă, nu? Prin afișarea pe copaci, care să aibă o educație. Da, am avut săptămâna trecută o altă acțiune de voluntariat, tot în scopul protecției mediului. Nu avem grijă doar să nu fie aruncate deșeurile, ci și să nu fie tăiați copacii. Deci vrem să protejăm pădurea. Așadar, au venit elevi de la Colegiul Național Mihai Eminescu și cu câțiva elevi din Vadul Sorești și am prins de copacii din pădurea Nania, am prins cu pioneze afișe cu desene semnificative și cu versuri comice și ironice la adresa celor care aruncă aiurea, să zicem așa, aceste peturi care nu se degradează niciodată, deci nici peste 3 milioane de ani nu se vor degrada. Deci este o metodă educativă care sper să dea roade. Da, și noi sperăm să dea roade. Oricum am văzut rezultatele primei acțiuni de voluntariat, tot acțiune de strângere a peturilor, care a avut loc la începutul lunii mai. Atunci au venit 13 elevi din Buzău, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, și vreo 15 elevi de gimnaziu de la școala din Fundeni, comuna Zărnești, cu câțiva profesori, și după ce am adunat între Vadul Sorești și Pruneni,
Am intrat și la pădurea Nania, unde am făcut curat la intrare acolo și acolo s-au dat și diplomele acestea de voluntariat. După vreo 3 săptămâni am trecut cu 2 fete, că noi mai mereu în fiecare weekend aproape facem trasee prin pădure pe toate dealurile și luăm câte o cărare. Și când ajungem în vârful dealului și ne pregătim să coborâm, scoatem sacii și începem să adunăm. Și am avut o surpriză plăcută pentru că am găsit doar un singur pet în zona unde am făcut curat și era, deci am strâns câțiva saci de acolo. Iar după o lună, după încă o lună, n-am mai găsit nimic, e incredibil, este curat. Și am mai venit și după, deci la 3 luni după, iarăși curat, deci chiar este impresionant și mă bucur că totuși are un efect pozitiv o acțiune de acest gen. O acțiune interesantă în proiectul asociației este și asigurarea cazării turiștilor ce participă la activitățile acesteia în zonă. În ce mod? Ne va spune chiar Ruxandra Gheorghe. Unde plătesc turiștii serviciile de cazare? Nu le plătesc gazdei pentru a nu fi considerată evaziune fiscală, ci donează ONG-ului valoarea minim 50 de lei pe zi pentru toate serviciile, inclusiv limba chineză, turism, deci ca și ghid, un ghid din sat, de exemplu, dacă îi însoțește, tot este inclus în acești 50 de lei și masa chiar. Ni s-a spus imediat cum am deschis tabăra că, vai, n-o să reușiți nimic, că vine ANAF-ul peste voi. La fel ne-am gândit cu acești bani să le termoizolăm casele oamenilor și să le băgăm toaletele în casă. La uzul acestei idei, imediat s-a spus, vine garda de mediu peste voi. Noi nu suntem de acord cu asemenea idei ale românilor care stau aici încă în România. Ar trebui formulată problema altfel. Trebuia să ne spună atenție să nu aveți probleme cu garda de mediu. Mai întâi trebuie să mergeți la garda de mediu, să întrebați care sunt condițiile construirii unei fose septice. Și bineînțeles că urmând indicațiile celor de la garda de mediu am putea să construim aceste fose septice. Această acțiune cu investirea banilor dați de donați de turiști care stau la Sătene acasă, la care adăugăm și noi ca ONG o altă sumă pentru termoizolarea caselor, este făcută tot în scopul protecției mediului. De aceea noi la anul, în primăvară, vom merge pe la Sătenii, cărora le vom fi montat deja termopane sau polistiren și vom întreba care este diferența dintre confortul resimțit după ce au termopane la casă și cum era înainte. Și la fel să ne spună care e diferența între cantitatea de lemne pe care o foloseau înainte și acum. Prin această acțiune noi sperăm să tăiem cât mai puțin lemn și să împădurim, să reîmpădurim zonele, toate zonele acestea frumoase din România, să nu mai tăiem copacii. Cu ce gânduri de viitor privește Ruxandra Gheorghe proiectele asociației? Cu acțiunile noastre ne vom extinde în toată țara și chiar și în Republica Moldova. Pe partea cu turismul și probabil și acolo va fi nevoie de acțiuni în acestea de ecologizare. Vom ajunge la Măgdăcești, în Republica Moldova, unde mi-a propus un coleg basarabean
să fac la anul o tabără de chineză de genul acesta acolo, la el în sat, deși nu cred că vom putea chiar așa repede să ajungem în Măgdăcești, avem în vedere această variantă. Aceasta a fost povestea reporterului Radio Prodiaspora, care, implicat activ printre voluntari, a petrecut o zi frumoasă și utilă alături de oameni minunați.